Te va cântare să și bine și te lau Domnul meu. Primul verset din Psalmul 147 spune: lăudați pe Domnul, că este frumos să lăudăm pe Dumnezeu nostru, că este plăcut și se cuvine să lăudăm. Hai să lăudăm pe Domnul nostru. Să fii creștin, să trăiești prin
Mulți azi nu sunt casa Domnului pentru că au murit. Dar tu trăiești. Hai să mulțumim că trăim, suntem casa lui. Să merită să mai mulțumim încă o dată. Tu deja ai mulțumit de 100 de ori, altă dată. Să merită 101 de dată, să mulțumim. Hai să ne ridicăm să-i mulțumim Domnului și apoi mai cântăm o cântare. Să fim credincioși de Doamne și în bine și în rău, Doamne. Și nu vom fi pe mine ca pe cineva, Doamne, așa că nu ne reprezăm de la credință, Doamne. Rog și pentru mine, pentru operația din mâine, Doamne, te rog să fii pentru mine, Doamne. Și pentru toate necazurile care mai sunt în biserica noastră, pentru Gheorghe, Doamne, pentru Marta, Doamne, Doamne, și pentru care ne rugăm, Doamne, să, Doamne, ca să vedem, știm, Doamne, că tu ești Dumnezeu puternic, dar vrem, Doamne, să te vedem, Doamne, să fim încredințați, Doamne, că ne rugăm Dumnezeu cu toate și ascultător, Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi și te slăviți și te lăudăm. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne, Tată, că suntem în casa ta și te rugăm, Doamne, Dumnezeule, ca să ne binecuvintezi cu fie pare, Doamne, și să ne ajuți Dumnezeule, Tată, din cerul, ca să ne plecăm de aici, Doamne, Dumnezeule, cu ceva în inima noastră, Dumnezeule, dar, Doamne, Tu binecuvântarea ta, pe rogă, Doamne, și te rugăm, Iisuse Hristos, ca tot ce facem să fie scăslava pe Dumnezeu, te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, Dumnezeu, să ne ajut Dumnezeu să trăim ceea ce vom învăța, Doamne, ceea ce vom citi, Doamne Dumnezeu, te rugăm, ajută-ne, Doamne Dumnezeu, să trăim. Doamne, inima mea este tristă, Doamne, am văzut, Doamne Dumnezeu, oameni care, cum, Doamne, că te cunosc și nu te cunosc, dar te rugăm, Iisuse Hristos, ajută-ne, Doamne, să ne avem o credință prefăcută, Doamne, și să fim Te rugăm, Doamne Iisuse, să fim, Doamne Dumnezeu, statornici în adevăr, Doamne, și să ne dăm la o parte, Dumnezeu, atunci când păcatul, Doamne, vrea să vină, să ne ajuți, Doamne, Tu, Iisuse, să luptăm. Te rugăm, Dumnezeu. Amin. În numele Lui Iisus, noi îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai ajutat să ajungem în casa Ta și nu suntem în alte locuri, Doamne. Te rog să binecuvintești pe cei ce nu au putut să ajungă, Doamne. Da, Doamne Iisuse. Pentru toate, Doamne, noi îți aducem glorie, slavă și cinste. Amin. Doamne, Tată, din cerul Iisus, îți mulțumesc, Doamne, Tată, de nou, Doamne, sunt în casa Ta, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că am ajuns cu bine, Doamne, înapoi, Doamne, și am găsit frații mei, Doamne, sănășoși, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, Tată, din cerul, că ne iubești, Doamne, și suntem copiii Tăi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că am închet o legământ cu Tine, Doamne, și nu ne temem de nimic, Doamne. Și suntem oameni, Doamne, nu ne temem, de nimic, Doamne. Noi știm, Doamne, că ce nu s-ar întâmpla, Doamne, noi a să fim cu Tine, Doamne. Amin. Doamne, ajută-ne, Doamne, ca să Te urmăm, Doamne, în continuare, Doamne. Să facem voia Ta, Doamne, ca nimic să nu ne dea o parte, Doamne, de la Tine. Doamne, Iisuse, Tată din Cer, Te rog, Doamne, pentru toate rugile mele, Doamne, care au auzit, Doamne, despre Tine, Doamne, care știu, Doamne, despre Tine.